A înlocuit pe Gerard Piqué. Dar am văzut viteza lui Montoya. Lovitură liberă. Să vedem dacă va centra Ivan Rakitic. Așa se întâmplă. O face destul de bine și este gol. 5-0 pentru catalani. Se bucură Marc Bartra. Este reușita lui. Înscria cu capul un gol extraordinar cu Real Madrid. De altfel, ultimul gol marcat de Bartra pentru Barcelona a fost chiar în acea partidă. Din păcate pentru Bartra însă, mulți o să-și aducă aminte de greșeala făcută în acel duel cu Gareth Bale. De cursa de pe altă planetă a galezului. Acuzat acolo Bartra.